Tânărul tocmai se angajase de o lună pe șantier. Azi dimineață lucra într-un șanț adânc de 7 metri. La un moment dat, un mal de pământ s-a desprins și a îngropat de vii pe cei doi muncitori. Colegii au reușit să-l salveze pe unul dintre ei. Lucrau la cofrag, la montarea unui cofrag pe lângă peretele de pământ și la un moment dat, fără să-l atingă acest perete, s-a surpat o bucată din mal și a prins-o pe acolo. Tânărul care și-a pierdut viața a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. Inspectorii de la Protecția Muncii au început imediat o anchetă. Grija cea mai mare a patronilor șantierului a fost să obtureze camerele de luat vederi. Nu a contat că tânărul a murit. Procuratura și Inspectoratul Teritorial de Muncă București au deschis deja un dosar în acest caz. Anchetatorii urmează să verifice documentele firmei, cât și să stabilească dacă a fost sau nu respectată disciplina de șantier la locul în care s-a produs accidentul. Deocamdată însă este mult prea devreme pentru a putea spune dacă există un vinovat și cine este acesta. Din cartierul bucureștean, drumul Taberei, Mihai Ursu, Prima TV.